O lunetistă din Ucraina, recunoscută drept femeia care aduce moartea, a devenit un erou național în timp ce se lupta sfidător cu soldații ruși aflați sub acoperire. Strigată după numele de cărbune, identitatea ei este învăluită în mister. Aceasta promite că va lupta până la capăt cu măcelarii lui Vladimir Putin. Lunetista s-a alăturat pușcașilor marini ucraineni în 2017 și a petrecut ani de zile luptând cu separatiștii pro-Kremlin în Donetsk și Lugansk. Aceasta a părăsit forțele armate ucrainene în ianuarie, cu doar câteva săptămâni înainte ca Putin să ordone trupelor sale să invadeze pe 24 februarie. Ea s-a oferit voluntară să se întoarcă în prima linie. Acești oameni nu sunt ființe umane. Nici măcar fasciștii nu erau la fel de ticăloși ca acești orci, trebuie să îi învingem. Cărbune, a cărui față a fost parțial acoperită în imagini pentru a-și proteja identitatea, a fost asemănată cu lunetista de origine ucraineană pentru eforturile sale eroice. A fost proclamată drept cea mai de succes lunetistă de sex feminin după ce a servit în Armata Roșie în apărarea Odesei înainte de a călători în SUA și Anglia. Pe urmele lui Pavlichenko, lunetista a devenit acum un simbol al rezistenței ucrainene, în timp ce soldații luptă cu curaj împotriva trupelor ruse care au fost acuzate de genocid de către Volodymyr Zelensky.